Partea a treia o să fie așa. Hai să vezi. Aici puinica asta care mi-am făcut-o eu. Punem avocado, l-am pisat. Și am pus un pic de sare. Așa. Un pic de lămâie. Acum o să pun un pic de spanac. O să pun un pic de ardei, pun un pic de sare, așa, și acum punem caracatița, încă mai rămâne pentru partea a patra, mai rămâne un pic în rețetă, așa. Mai punem un pic de oțet, lămâie și un pic de ulei. Punem capacul. Așa. Tăiem așa frumușel. Nu, mi s-a părut că asta nu-i pâine normală. Asta e pâine fragedă, stai așa. Normal, așa trebuie să stea. Mai căzut el un pic acolo, da? Uite, așa arată partea 3.